Aici nu putem vorbi despre o lovitură de la 11 metri niciodată, dar este gol! Golul unul minut al prelungirilor, care arunc primul loc al clasamentului în play-out până luni seară la meciul pe care de la UTA Arad. Revedem, doamnelor și domnilor, din 7 metri Mihai Bălașa de astă dată catapultează balonul în plasa porții lui Florin Iacob. O minge care merge sub bara transversală. Cât de rău au stat elevii lui Ionuț Badea la această fază. Un marcaj dezamăgitor, rușinos, absolut ridicol al trupei Aredene aduce șansa.